Bună dimineața, dragi prieteni, și pura vida din Uvita, Costa Rica. A plouat azi noapte de spart. Nici astăzi nu o să scăpăm de ploaie. Așa este în sezonul ploios. Dar aici, în Costa Rica, și în sezonul uscat, plouă de rupe. Astăzi mergem să explorăm ținuturile astea din prejurul Uvitei. Mergem într-un parc național și vreau să ajungem la o cascadă superbă. Facem și o băiță acolo. Da, pozele care reprezintă Costa Rica. O să le vedem mai târziu. Dar hai să vă arăt cu ce merg astăzi. Am luat o bicicletă de la un hostel de aici apropiat. E ruginită toată. Dar își face treaba, să știți. Da, abia aștept să vedem ce facem astăzi și ce imagini frumoase vom surprinde. Pura vida! Gata, ne-am pus la drum. Hola, hola! Două localnice. O mână pe ghidon. Cu o cameră în cealaltă mână. Da, ne facem treaba. Mișto senzația. A, uitați ce nori avem în față. Hola! Turiști nordici. Opa! Mai e și câte un hop din ăsta. Scuzați dacă tremură imaginea. Ia uitați cum scârție, fraților, bicicleta asta. Da, vezi viața din alt unghi când ești pe bicicletă. Hola! Prietenoși localnici, să știți. Stânga, dreapta? Dreapta față. Cuidado! Cuidado! Băi, deci aici te percep altfel oamenii, frate, dacă ești pe bicicletă. Te văd mult mai vesel, mult mai atractiv. Când mergeam pe jos, nimeni nu ne băga în seamă. Hola! Așa, pe bicicletă, toți ne salută, toți râd la noi. Treaba bună! Mamă, dar ce nori avem în față! Hola! Nori negri care anunță o ploaie destul de frumoasă. Uite și călători mai în vârstă, cât mi-s de dragi să-i văd așa călătorind prin lume la vârsta lor. I-am văzut și ieri pe ăștia doi. Da. Frumoasă pensie mai au. Nu știm drumul, întrebăm un localnic să vedem de unde trebuie să o luăm. S-ar putea să o luăm încoace sau tot înainte, nu știu. Imagini de vis de aici din Uvita, Costa Rica. Am făcut o pauză pentru că am urcat un pic panta asta. Deci zici că am urcat pe Everest, mă. Da, ori nu știu eu să reglez bicicleta. Da, îi dau așa înainte. Uite, localnicii merg cu așa ceva, cu motorete. Hai, încolo ne e drumul. Am parcat bicicleta puțin aici, pentru că am văzut un cimitir. Cei care mă urmăriți mai de mult știți că mă pasionează cimitirele. Prin toate locurile din lume pe unde umblu, dacă găsesc un cimitir, mă opresc și îl filmez. Am filmat cimitir chiar și în nordul Pakistanului. Da, curg apele de pe mine de la bicicletă. Parcă și cimitirele au așa o tentă de vesel aici în Costa Rica. Super! Mergem mai departe. Niște căței de-ai locului mă latră. Mă văd cu bicicleta. Da, panta asta nici pe jos nu poți să urci, dar păi cu bicicleta. Mai ales cu asta. Ia uitați cât am urcat. Vin copiii de la școală. Așa arată un autobuz prin zonele astea. Da, autobuz vechi. Ca la americani. Hai, capăt de linie aici, întoarce. Acum să-mi ziceți ce facem. O luăm pe jos sau pe bicicletă? Așa arată panta. Dar e prea frumos, parcă să mergem pe jos, nu? Ia, hai să încercăm să vedem ce se întâmplă. Opa! Nu știu dacă e o idee așa bună. Ne vedem de jos mai bine. Cât e de frumos și ce sunete scot păsările astea pe aici. Mi-a fost frică să cobor pe bicicletă panta asta, ce e dreptă și abruptă, dar mai sigur așa. Mai sigur așa. Am parcat bicicleta frumos aici. Pauză de hidratare.
E o terasă destul de mișto aici și binevenită. Hai să vedem ce au oamenii ăștia de băut pe aici. Hola, hola. Sorry for the mess. We are in Mendoza. Yeah, right, it's okay, now. It's okay. Fata, îți cer scuze că e dezordine. Nu e nicio dezordine. Ce facem? Ce bem? Apă, bere sau nucă de cocos? Nimic. Cât de fain poate să miroase aici. Sunt o grămadă de flori în pădurea asta. Iar aici este o grădină unde sunt fluturi. Hai să văd dacă pot intra. Pare deschisă. Da, cred că am voie să intru. Frumos amenajată. Câte floare din astea. Parcă ar fi trandafiri. Dar unde sunt fluturii? Uitați aici un fluture drăguț. Cât de fain e colorat. Portocaliu și cu negru. Să-i sperii. Dar și pe ăsta de aici. Hai să vedem ce mai descoperim din grădinița asta. Frumos amenajată. Nisip adus de pe malul Pacificului. Mamă, ce mare e ăsta! Hai să vedem dacă îl prindem. Bă, e exact ca ăla care era desenat pe pancarta aia la intrare. Ce frumos e, mă! Nu e sperios deloc. Când își deschide aripile, e numai albastru. Foarte mulți fluturi, să știți că nu am văzut. Probabil că dorm la ora asta. Încă o specie. Se pare că le place floarea asta. Ăștia sunt negri. Cât de liniștitor este să te uiți la ei. Uite, încă unul din ăla cu aripile albastre. Mamă, dar ce mișto că te lasă să te apropii așa de mult de ei. Da. Super frumos, hai să-l vedem și din față. Gata. Ce a zis? Ce faci tu, măi, cu camera? Nebunule, de mă filmezi. Ăsta e și mai mare. Da, nu mai avea aripile albastre. Opa. Aici este locul lor unde mănâncă. Mănâncă banane în descompunere. Da, ce zice? Bă, lasă-mă mâncarea în pace. Opa. Asta e fluture care atacă, fraților. Junglă deasă, umedă. Este un dita mai copacul aici. Trebuie să fie bătrân. Deja aud cascada, zgomotul cascadei de undeva din zona aia. Dar mii de specii de fluturi trăiesc în pădurile astea din Costa Rica. Și peste 20 de specii de colibri. Bine, sunt greu să le surprinzi cu camera. Aici trebuie să stai la pândă, ascuns cumva cu un obiectiv din ăla, cât tunul de mare. Pe aici abia dacă pot să intre un pic așa razele soarelui. Ce aer curat. O plăcere să te plimbi pe aici. Liane. Da, uitați cum s-a încolăcit asta. Da, așa se comportă lianele cu copacii. Îi ia și sugrumă, efectiv. Mai avem puțin până la cascadă. Niciodată să nu pui mâna pe o creangă sau ceva verde din jurul tău în junglă, pentru că acolo poate să fie un șarpe. Șerpii aia verzi se camuflează foarte bine. Nici nu-ți dai seama, de fapt, că ai pus mâna pe el, nu pe o creangă, pe copac. Pe un pod aici. O să încerc să cobor pe aici. Azurie culoarea apei. Hai să o vedem puțin mai de jos. Nu e foarte înaltă,
Dar ce frumos a făcut aici lăcușorul ăsta. Coboară încolo. Am văzut ceva care s-a mișcat aici. Uitați unde se mișcă frunza asta. Sper să fie vreo șopârlă, nu altceva. Nu mai e nimeni în jurul meu. Caut și eu un loc unde să fac o baie în apă dulce de pădure. În apă dulce de junglă. Am urcat un pic. Mamă, abia acolo este cascada. 3 metri adâncime are apa aici. Oho, destul cât să poți să sari de undeva. Hai să urcăm și pe scara asta. Da, e superbă cascada. Abia aștept să ajung acolo sus. Aici mi-ar place să fac baie, să știți. Să nu spuneți că asta e trambulină de unde poți să sari. Ba chiar trambulină este. Cât de tare. Da, clar, mă întorc aici. După ce văd cascada sus acolo, mă întorc și fac și eu câteva sărituri. Hai să mergem mai încolo. Continuăm drumul pe pietrele astea. Pe treptele astea. Destul de alunecoase pietrele. Aoleo, trebuie să trecem pe aici. Măcar avem frânghia asta să ne ținem. Numai camera să nu scap. Hop. Hai că nu e greu. Gata, domnule. Ia să găsim, grăbim un pic pasul. La profunditate 3 metri și aici sau acolo. Da, asta e imaginea pe care am vrut să o văd în Costa Rica. Pe lângă plaja de data trecută din Uvita. Urmează cascada asta spectaculoasă. Da. Fabulos. Rămâi fără cuvinte. Are ceva forță, să știți. Vreo 15 metri să aibă la înălțime. Dacă nu chiar mai mult. Vreau să mă apropii mai mult. M-am descălțat. Numai că acum alunec foarte tare. Dar trebuie să ajungem până acolo, nu se poate. Să simțim așa din plin suflul cascadei. Să știți că am ales dintr-o cascadă mai înaltă, dar foarte turistică, am ales-o pe asta, tocmai din acest motiv. Mergi un pic mai mult, fără ghid, dar ești singur în astfel de locuri. Aoleo, dar e rece apa. Nu e apa de la Pacific. Cât de tare e. Da. Frumos, rău de tot. Gata cu pozele. Mă duc și las camera acolo și la baie. Mai bine de o oră am stat la cascadă și m-am bălăcit. Aș fi vrut să sar deasupra, dar mi-era puțin teamă. Nu era nimeni pe aici. Mi-ar fi trebuit puțin curaj. Da, superb. Pentru asta am venit în Costa Rica. Pentru astfel de imagini. Mergem înapoi. La punctul de hidratare, dacă vă aduceți aminte, unde am lăsat bicicletele parcate. Și să găsim ceva de băut acolo. Ce bălăceală, fraților! Am ieșit din junglă. Plouă, bineînțeles.
Ce frumos stau bicicletele noastre parcate aici. Da, uitați, prieteni, să știi să mergi cu așa ceva pe aici și să ai una din asta. Super! Așteptăm să treacă ploaia și după aia mergem un pic până în oraș să vedem ce găsim să mâncăm. Haideți să vă arăt și vouă o pasăre. Cât de frumoasă e! Combinație de verde, albastru, a zburat. Verde, albastru și maro. Dacă ai răbdare așa să pândești o oră din junglă, cât de multe specii ai să vezi aici. Verde, jungla, și normal, suntem în mijlocul sezonului ploios. De-aia și plouă în continuu. Dragi prieteni, ia uitați masa noastră de astăzi. După efortul nostru, prin junglă și pe la cascadă. Ce aici? Imperial? Veri Imperial. Mamă, dar avem și salată. Niște coaște de porc, ceva tot carne de porc. Astăzi mergem pe purcel, da? Da, pe purcel, da. Cartofi prăjiți. Face purcei. Mamă, dar ce bine arată. Da, chiar ne era foame după câteva ore bune de stat în junglă. M-a tras apă, se pare. Ia să tai o bucățică din coasta asta de porc. Ceva tradițional costarican. Mamă, cât de fragedă e. Luăm și puțin cartofi. Aici ne-am adus niște casaveți murați, pâine, salată. Aici a pus ceva ananas în ea. Da, super gustos, super bun. Desertul arată cam așa. O prăjiturică cu căpșuni pe deasupra. Am gustat mai înainte, dar mai iau o dată și pentru voi. Căpșuni, prișcă, dulciuri. Bune. $22 ne-a costat toată treaba asta care ați văzut-o voi aici. Da, Costa Rica nu e o țară ieftină. Mâncarea nu e ieftină în Costa Rica, nici berea nu e ieftină. Ia uitați-mă pe ăsta cât e de mic. Săracul. Toată lumea la lungă. Nu puteam să-l lăsăm flămând pe micuț. Hai, poftă bună să ai. Mamă, cărniță de purcel. Săraca, bă. Era foame. E cât o felie de pâine, să știți, pisicul ăsta. Pisicul nostru din Costa Rica. Hai, să crești mare și să fii sănătos. Din nou pe bicicletă. Ce faci, mă? Mergem către cazare. Mamă, dar cât a plouat astăzi. Eu cred că a plouat și cât am fost noi acolo în junglă, dar era atât de deasă vegetația, încât nu pătrundea apa pe acolo. M-am scăldat în continuu. Opa! Da, frumos să te plimbi, mai ales pe ploaie cu bicicleta. Haideți să vedem oceanul și la ora asta, mai ales după ploaia asta zdravenă, trebuie să arate foarte sălbatic. Intenționat am lăsat la urmă să încheiem ziua aici. Doi surferi un pic mai încolo. Ce priveliște! Fabulos! Cum se aude. Mai sunt doar doi turiști un pic mai încolo. Hai să ne apropiem un pic de apă. Imaginea asta o să mă șterg greu de pe retină, să știți. Prea tare. Uite acolo în zare se înalță așa aburi din ocean, vedeți, ca o ceață. Cât de sălbatic arată pădurea pe malul oceanului. Cred că sunt 100 de metri până acolo, până la apă. Dar hai să mergem totuși.
E locul perfect aici în Uvita, unde poți vedea balenele albastre în toată zona asta, în tot parcul ăsta național marin. Se adună și se împerechează în sezonul ploios. Cât de tare se oglindește cerul în apa asta așa mică de aici, de pe mal. Mergem să intrăm și un pic cu picioarele în sălbaticul Pacific. În ce fel arată jungla de aici, de pe malul Pacificului. Un loc în care rămâi fără cuvinte. Trebuie să fie caldă apă la ora asta, mai ales după ce plouă. Să știți că în San Blas am găsit cea mai caldă apă pe care am întâlnit-o vreodată. Apă de mare, apă de ocean. Nici în Maldive să știți că nu e așa caldă apă, nici chiar în Zanzibar. Să știți că Pacificul e un pic mai rece în seara asta. Dar după ce te obișnuiești cu apa, pare călduță. Sălbatic, dar înspăimântător. Adică mi-ar fi teamă să mă duc să înot până acolo singur. Dacă aș mai fi cu cineva, poate... Opa! Deodată a venit apa, să știți. A început să plouă din nou. Parcă și Pacificul a devenit un pic mai nervos. Da, super moment pentru a încheia o zi ca asta, o zi aventuroasă. Special am ales să încheie aici vlogul ăsta, să știți. Chiar vă rog să îmi spuneți dacă v-a plăcut aventura mea de astăzi. Dacă da, eventual să-mi dați un like, lăsați un coment dacă vă place sau nu ce fac. Și până data viitoare, tot de aici din Costa Rica, eu vă spun la revedere, să fiți sănătoși. Și aveți grijă de voi!